Am bate suflă vântul așa. Merge, da? Eu cred că putem să începem, da? În primul rând, bună ziua, stimați reprezentanți mass-media. Eu vreau să mulțumesc că ați dat curs invitații de a participa la această conferință de presă organizată de MLCSA. Chiar dacă suntem într-o situație, să spunem așa, epidemiologică, care ne-a adus multe provocări, noi am decis să rămânem în continuare alături de consumatorii noștri și să le aducem un motiv în plus de bucurie și sărbătoare de hranul orașului Chișinău. După cum cunoașteți, noi la întreprindere avem o frumoasă tradiție de a organiza tombola la Termoelectrica Dărăiești Căldură, chiar de hramul orașului Chișinău, în care oferim mai multe premii speciale ce constau în abonamente la încălzirea locuințelor și apă caldă. Reșind din situația actuală, pentru a proteja sănătatea consumatorilor noștri și a publicului și echipei Termoelectrica care organizează această tombolă, noi am decis ca împreună cu colegii să schimbăm formatul și regulamentul de organizare acestei și desfășurare acestui concurs. Tombola Termoelectrica Dărăiești Căldură, ediția a patra, se va desfășura fără public, în format online, iar extragerea va putea fi vizionată pe live pe portalul privesc.eu și pe pagina oficială a companiei Termoelectrica SA. În premieră, în acest an, la tombolă vor fi înregistrați practic toți consumatorii care sunt conectați la sistemul centralizat de energie termică, care nu au datorii la factură și au reușit până la data de 30 septembrie curent să-și achite consumul de energie termică integral. Totodată, pentru a crește șansele de câștig în acest concurs, noi am decis anul acesta să oferim 10 abonamente de câte o lună de consum gratuit la încălzire și apă caldă pentru luna decembrie anului 2020. Așa cum am anunțat, extragerea propriu-zisă la tombola Termoelectrica Dărăiești Căldură va avea loc online și va fi transmisă live pe pagina de Facebook a întreprinderii Termoelectrica și pe portalul www.privex.eu. Miercuri, 14 octombrie, chiar ora 11, chiar de ziua orașului Chișinău. Extragerea va avea loc electronic printr-o platformă de alegere aleatorie, random.org, utilizându-se codul fiecărui facturi al consumatorilor care vor fi înregistrați la această tombolă. Selectarea câștigătorilor de asemenea va avea loc în prezența comisiei de organizare și validarea rezultatelor desfășurării tombolei, care va fi compusă și din observatori independenți. Ulterior, despre numele și câștigătorii premiilor tombolei Termoelectrica Dărăiești Căldură vor fi anunțați prin intermediul gestionarului fondului locativ, vor fi contactați de către angajații noștri ca în decurs de o săptămână să se prezinte la Termoelectrica pentru a-și ridica certificatul și a putea primi premia acordată. La fel ca și în edițiile precedente, vreau să informez că angajații Termoelectrica nu vor avea posibilitatea să participe la această tombolă. Mai multe detalii despre organizarea tombolei
termoelectrică de rești căldură, noi putem să le oferim și aveți la dispoziție regulamentul care este aprobat în cadrul întreprinderii de organizare acestui concurs, care va fi de asemenea publicat pe site-ul companiei și, în ultimul rând, îndemnăm toți consumatorii ca au posibilitatea să ne contacteze la centrul nostru de apel 1300 pentru a afla alte detalii care interesează. Și îmi rămâne, pot să zic în, la fine, mult succes tuturor participanților. Într-adevăr, termoelectrica anul ăsta în premieră va înregistra practic toți consumatorii care nu dețin datorii la agentul termic și apă caldă menager, pentru a avea posibilitatea de a participa la acest concurs. Eu vă mulțumesc, succes tuturor încă o dată! Dacă sunt și careva întrebări... Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim frumos și urez succes încă o dată tuturor participanților la tombola termoelectrică Dărăiești Căldură. Mulțumim! Și succes!